Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea care va fi următoarea relație semnificativă, cu cine va fi și dacă respectiva persoană este persoana aleasă pentru voi. Bun, avem trei variante, varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Am să vă rog să alegeți una dintre acestea, iar eu voi începe cu varianta numărul 1. Asta a venit un pic cam repede, dar am să o iau oricum. Până aici e foarte bine, cel puțin. Să le pun deoparte și vom începe cu tarotul. Bun. Pentru ce aș vrea să vă zic aici este în felul următor. Persoana următoare care intră în viața voastră este nouă. Nu este un ex, nu este o persoană după care ați oferit cine știe cât timp, nu este o persoană cu care v-ați făcut deja speranțe. Este o persoană ce este echilibrată, este o persoană ce poate fi mai în vârstă decât voi cu câțiva ani. Aici ar fi minimul de 3 ani, mai în vârstă decât voi. Este o persoană foarte senzuală, ceea ce înseamnă că viața sexuală cu această persoană va fi foarte satisfăcătoare pentru voi. Este o persoană care este hotărâtă pentru un angajament foarte stabil, însă ar trebui să aveți grijă pentru că aici ceva în legătură cu această persoană nu este în regulă și nu în sensul că nu ar vrea un angajament, nu în sensul că nu este stabilă, este stabilă persoana, doar că nu își dă seama de anumite lucruri pe care și le dorește și atunci vă poate băga pe voi într-o mică decepție involuntar. Încercați să nu să puneți frână, dar să luați pașii treptat și gândit, pentru că această persoană va fi foarte entuziasmată, la fel și voi, și există riscul să faceți niște pași prea rapizi și atunci să nu aveți nevoie să nu aveți cum, de fapt, să evoluați împreună și în loc să reziste relația, o puteți strica de la câteva luni. Deci, aici depinde doar de voi să rămâneți cu picioarele pe pământ și să faceți pașii concret în această relație, exact așa cum trebuie, nu pe sărite. Da? Iubirea va fi de ambele părți, să nu aveți dubii în legătură cu asta. Atracție sexuală la fel. O înțelegere foarte bună între voi cu siguranță va fi. Această persoană are obiceiul să-și exprime foarte mult afecțiunea prin îmbrățișări. Este o persoană care, pe plan financiar, are ceea ce-i trebuie, nu are foarte multe, dar împreună puteți ajunge la o situație foarte bună material. Chiar dacă în acest moment această persoană nu are, să zicem, o avere, dar ușor, ușor cu această persoană puteți construi. Nu e vorba de ceea ce vă aduce în plan fizic această persoană, ci energetic. Energetic această persoană vă va ajuta pe parcursul vostru să obțineți mai mulți bani. Este posibil ca voi, de exemplu, să aveți o firmă sau să vă gândiți să faceți ceva independent sau ceva de acest gen. Chiar dacă această persoană în sine nu poate de una singură să-și găsească un scop în viață, voi puteți să o faceți în așa fel încât să deschideți ceva, să aveți niște proiecte ale voastre și să câștigați foarte mulți bani împreună.
dar cu voi conducând. În momentul în care vă vede această persoană, are acea iubire drăguță, se zice în engleză iubire de cățeluș, în sensul în care vă pune un pic pe un piedestal, va avea o părere foarte bună pentru voi, va fi un pic grăbit în pași. Și asta v-am spus mai devreme, să aveți grijă la acest lucru. S-ar putea ca mutatul împreună să se întâmple mult mai rapid decât ați previziona voi. Persoana asta este destul de visătoare, un pic. Nu este foarte împământată, nu este o persoană care, să zicem, da, gândește foarte mult înainte să facă un pas sau are nevoie de anumite condiții să se întâmple pentru a face un pas în relație, ci pur și simplu îl face. Persoana caută să-și găsească un echilibru, însă este posibil ca această persoană să nu și fi putut încă găsi echilibru în singurătate și atunci va trebui cumva să asimileze această lecție cumva împreună cu voi. Nu neapărat în sensul că va fi răceală între voi, dar pur și simplu veți fi ocupați pentru a crea niște fundații, pentru a crea o bază stabilă atât pentru relație cât și pentru partea financiară. Dar foarte curând această persoană cu siguranță va intra în viața voastră, dacă nu a intrat deja, pentru că avem cavalerul de săbii, ceea ce este foarte, foarte rapid. Este posibil ca voi, chiar dacă, să zicem, e o persoană nouă pe plan sentimental, cumva să o știți de mai multă vreme, dar să nu vă fi gândit că puteți ajunge într-o situație romantică cu această persoană, însă aveți grijă la lucrurile astea. Să fie această persoană aleasă, da, puteți ajunge la căsătorie, la familie, la o situație înstărită, la tot ce vă doriți, dar trebuie doar să știți să puneți niște limite la început, pentru că, v-am spus, dacă nu există acea evoluție treptată, o să o dați în bară. Voi ori vă despărțiți foarte repede, ori rămâneți pe viață. Cam așa va fi situația între voi. E un pic mai visătoare decât ar trebui această persoană, dar de completat vă completați. Doar trebuie să puneți voi un pic mai mult piciorul în prag. Cam atât am avut pentru varianta numărul 1 cu pixul negru. Vom trece imediat la varianta numărul 2. Să vedem la numărul 2 ce putem ști despre următoarea voastră relație semnificativă. Aici vorbim de o persoană din trecut. Clar, o persoană din trecut. Bun. Pentru voi, ce aș putea să zic? Poate fi o persoană cu tenul mai deschis la culoare, care ține foarte mult la aspect și la hainele pe care le poartă. Relația ați mai avut cu această persoană, însă pentru unii a fost amiciție platonică, pentru alții a fost prietenie cu beneficii, dar cumva tot în sfera prieteniei, nu ca relație oficială. V-ați întrebat de ce lucrurile au mers așa cum au mers în trecut? Această persoană
A fost foarte egoistă, a fost bazată pe propriile opțiuni, nu v-a acordat suficientă atenție, deși avea de atunci sentimente pentru voi, însă a ales pe altcineva. Această persoană a ales pe altcineva pentru că era o situație mai ușoară cu cealaltă persoană, nu trebuia să dea atâtea explicații, nu era întrebată unde este, când vine și așa mai departe, nu avea niciun fel de responsabilitate față de cealaltă persoană și a fost mai convenabil. Acea persoană, în momentul în care v-a cunoscut, cu siguranță s-a gândit la faptul că este prea devreme să se căsătorească. Ce aș putea să vă zic eu aici este în felul următor. Pentru varianta numărul 2 cu pixul albastru. Persoana voastră cu siguranță va reveni. Această persoană care s-a ocupat foarte mult de planul financiar, deci era mai comod de orice situație fără pic de responsabilitate, însă va veni forțat un pic de împrejurări pentru că această persoană a petrecut foarte mult în plan mental în legătură cu voi și efectiv nu reușește să vă scoată de acolo. Această persoană are o obsesie efectivă pentru voi. Voi sunteți persoane foarte solare, sunteți persoane pline de strălucire, aveți o lumină aparte, aveți ceva special la voi și această persoană nu mai găsește niciunde. Chestia este că această persoană este destul de prinsă în vicii, în obsesii, în dorință, în... Nu, această persoană nu conștientizează, indiferent de vârstă, poate să fie mai matură, poate să fie mai în vârstă, nu contează efectiv. Această persoană nu conștientizează ce înseamnă într-adevăr noțiunea de iubire față de persoană și de relația asumată. Această persoană a crezut că dacă trăiește într-o situație în care schimbă persoanele și se ghidează după vicii, se simte bine și a realizat că de fapt nu e ok, iar voi îi veți da acestei persoane motivație să iasă din situațiile în care este. Pentru unii dintre voi această persoană poate să se ocupe de lucruri ilegale pentru a-și putea susține stilul de viață. Chiar în momentul în care revine, s-ar putea să nu fie posibilă o împăcare între voi, pentru că în momentul în care ar vrea să revină inițial, s-ar putea ca voi să aveți pe altcineva și să încearcă să încerce efectiv, mai bine zis, să menține o relație de prietenie de lungă durată, iar ulterior, în momentul în care lucrurile între voi și persoana voastră să se destabilizeze, să încerce să intre în viața voastră, dar aici va depinde doar de voi dacă o acceptați sau nu. Această persoană cu siguranță va reveni, această persoană cu siguranță vă va spune intențiile sale cu voi la momentul potrivit, dar va aștepta după altcineva. S-ar putea ca această conexiune pe care voi o veți avea când revine această persoană să fie chiar la început și să nu știți exact ce și cum, dar pentru această persoană să fie în jurul vostru în timp ce voi aveți pe altcineva pare să fie ca și cum ar fi un an, doi. Cam așa resimte ea. Dar da, această persoană va reveni. Foarte mulți dintre voi visați foarte mult această persoană, este din cauza că va reveni. Această persoană aveți grijă pentru că deși poate să vă fie destinată în acest moment, pentru voi este ca un vampir energetic în sensul în care după ce vorbiți cu ea, după ce aveți o relație, vă simțiți efectiv storși de energie și nu vă simțiți bine deloc. Încercați să puneți limite sănătoase. Bun. Cam atât am avut și pentru voi. Și vom trece la varianta numărul 3. Cu pixul roșu, asta din păcate mi-a căzut, și vom începe, ca de obicei, cu aceste cărți, schimbare de direcție, mă rog, schimbare de vânt, dar adaptăm, dar așa că voi veți avea schimbare de direcție, muncă, raționalitate, nașterea.
Aici am senzația că sunt foarte multe persoane cu copii. Bine, deci voi o să vă luați o durere de cap. În variantă umană. Pentru că așa văd lucrurile. Această persoană poate fi întâlnită într-un cumva la locul vostru de muncă. Această persoană este o persoană foarte atletică, îi pasă foarte mult de corpul său, de cum arată, este o persoană foarte rațională, este o persoană care călătorește destul de mult, are anxietate severă, poate suferi de psihoze, mă rog, poate avea psihoze din când în când. E o persoană destul de controlată de anumite norme morale pe care trebuie să le respecte. Această persoană poate avea la, deci această persoană sigur are copii, la voi poate să fie, poate să nu fie, dar persoana voastră cu siguranță are. Așa. Este totodată o persoană dornică de control. E o persoană foarte secretoasă, nu vrea să spună multe lucruri. Este o persoană care caută să fie totul făcut după cum își dorește ea, își dorește controlul, își dorește să aibă întotdeauna opțiuni. Problema este că aici va fi o confruntare, o confruntare între voi și pentru unii va fi fosta soție, pentru alții va fi mama acestei persoane. Dar cu siguranță aici nu aveți viață tocmai ușor alături de această persoană. Va trebui să faceți eforturi constant, această persoană este mai pasivă. Această persoană este foarte mult în gândurile sale, poate să fie rece. Își spune foarte greu și foarte rar sentimentele. Poate avea tendința să trădeze. Și nu numai în relații amoroase, dar și prieteni și cunoștințe, dacă această persoană își dorește să creeze o firmă sau să intre într-un fel de, nu știu, asociere, de preferat ar fi să nu o facă cu oamenii care vă sunt acolo și vă ajută, mai bine cu persoane noi, pentru că această persoană oricum trădează. Deci petrece foarte mult timp gândindu-se, dar gândește cum să trădeze, gândește cum să obțină mai mult, cum să fraierească și efectiv nici măcar nu-i pasă. Este o persoană foarte concentrată pe ego, poate să aibă părul mai lung și barbă. Poate să fie foarte fascinat de săbii sau cuțite. Și de epoca medievală. Poate să fie un bun cunoscător de istorie. Pe voi vă vede ca pe ființe foarte abundente și foarte, cum să zic, stabile pe propriile picioare, dar știe, dar de fapt știe, nu doar crede, că voi câteodată nu știți să vă apărați cu totul așa cum ar trebui să o faceți, în sensul în care voi puteți lăsa foarte mult de la voi de dragul altor persoane. Această persoană nu pune niciodată pe primul loc sentimentele. Este foarte probabil ca, de fapt, să nici măcar să nu aibă sentimente foarte profunde, să fie ceva superficial. Dar gândește foarte mult practic, deci sunt anumite situații practice. Dacă, să zicem, aveți o situație mai înstărită, acela e motivul. Dacă, nu știu, fiecare cu situația sa, dar această persoană nu se lasă ghidată de sentimente. Nu văd sentimente din partea sa, nu am nici măcar o cupă. Văd pasiune, dar nu sentimente.
Din păcate, cam atât am pentru voi. Sper că va fi utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!